secur cu unt de arahide spider style. Avem nevoie de o lingură de unt, o lingură de zahăr brun, o, o lingură de unt de arahide, trei linguri de făină integrală, un ou, vanilie, un sfert de linguriță de praf de copt, un praf de sare, bomboane, stixul, ciocolată. Ha! Se încăzește cuptorul la 180 de grade Celsius. Bun, se amestecă untul cu zahărul și untul de arahide până când se omogenizează bine. Am ajuns aici, asta, da? Deci, untul cu zahărul și untul de arahide până când se omogenizează bine. Se adaugă un ou vanilie, sare și se omogenizează bine. Apoi făina amestecată cu praful de copt. Trei linguri de făină. Uitați, făina, țac, 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 se pune gradat până când împreună cu praful de copt și sare. Autofinal final se dă la frigider pentru 10 minute. Acum nu e autofinal, final. Stați așa. Iar am luat înaintea filmul Așa, asta este lotul final. Se vede că este bine omogenizat. Asta este pentru 5 bucăți. După ce l-am scos de la frigider, îl facem biluțe pe care le aplatizăm pentru a face baza păianjenului. Le așezăm într-o hârtie de copt și le dăm la cuptor pentru 10 minute. O, uite, gata, punem niște bomboane. Corpul păianjenului, le împingem un pic pentru că fursecurile sunt moi când ies de la cuptor. Se rupt niște stixuri și se lipesc cu ciocolată pentru a face picioarele păianjenului. Se dau la frigider pentru a se întări și după care se asamblează produs final. Poftă bună!